Bună ziua, Sofie! Și bine ai revenit! Ne auzim, da? Sofie, mă auzi? Oh, ok. Mi-era frică că n-am dat drumul la microfon, dar am dat drumul dacă mă auzi. Bun. Astăzi continuăm într-un fel periplu pe care l-am început ieri cu partida decisă la Global Chess League și astăzi ți-am pregătit, de fapt, trei partide jucate de Hikaru Nakamura cu negru. Două câștigate și o remiză. De fapt, remiza încep prima pentru că ea este cea mai spectaculoasă din partide, iar a treia este doar o poziție. Nu îți voi arăta toată partida propriu-zisă, cea pe care a jucat-o cu Alireza Firuja, pentru că este o partidă foarte lungă și s-a hotărât rezultatul ei doar în final, pe la mutarea 70 și nu știu cât, doamne iată, în urma unei greșeli grosolane făcute de Alireza Firuja. Dar până atunci mai avem. Deci am să încep cu această partidă, Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura. Amândoi pe prima masă la echipele la care au jucat. Și se joacă la fel ca și în a doua partidă, atât în asta cât și în a doua partidă, Hikaru Nakamura joacă cu negru și joacă siciliana Dragonul Super Accelerat. O variantă pe care și eu o joc de multe ori la negru, mai precis îmi place să joc și cu atât mai mult am fost interesat de aceste partide. Deci, E4 Magnus Carlsen. După cum observ, vorbesc numai din punctul de vedere al lui Hikaru Nakamura. Am întors tabla cu negru în jos, da? Și după C5, cal F3, Dragonul Super Accelerat începe aici cu G6. Deci nu cal C6, acesta este așa zisul Dragon Accelerat, care după D4, CD4, ăsta este CD4, cal D4, poate să fie și este Dragonul Accelerat. Dar Dragonul Super Accelerat are, la o adică, îți spun și ceva subtilități la acestei deschideri, pentru că o cunosc relativ bine, de-aia îmi permit să îți spun. În momentul când joci calce 6, deci, și încerci să joci Dragonul Accelerat, este foarte posibil ca albul să joace Rosolimo cu nebun B5 și tot dragonul tău super accelerat se duce naiba, că de obicei aici trebuie să joace 6 urmat de cale 7 și când ți-o bate ăsta să poți bate cu calul, da? Deci nu mai e niciun dragon la dispoziție dacă albul joacă nebun B5 în urma mutării tale numărul 2 calce 6. De aceea super acceleratul provine după G6. Și după D4, CD4, cal D4, nebun G7. Acum, există evident și un minus al acestei variante. Minusul acela se poate într-un fel realiza în varianta asta, damă D4, care îți atacă turnul din H8. Și după cal F6, E5. Și aici trebuie să fii un bun cunoscător de deschidere. Cal C6, dama 4, cal D5, dama E4, cal B6 și după cal C3, nebun G7, nebun F4. Da? Dacă lași pe alb să facă rocadă mare aici, ești deja
încotoșmănit bine tot cu negru, de aceea tu cu negru aici trebuie să joci mutat de genul ăsta. De 5. Și știi care e culmea, Sofie? Am avut chiar o astfel de partidă, jucată tot cu mare maestru, în 2019. Într-adevăr, m-a bătut. Dar m-a bătut că... Nu din cauza deschiderii. Din deschidere am ieșit bine. M-a bătut în final. Dar lăsând la o parte această mică paranteză, pot să spun eu, deci după ce de 4, Magnus Carlsen bate cu calul. Și apare și un al doilea minus al așa zisei variante dragon super accelerat, că în momentul ăsta, când joci nebun G7, tu cu negru nu poți pretinde că i-ai atacat ceva albului, adică decât acest cal, dar nu-ți vine să dai nebunul pe el, pentru că acest cal e apărat, și lași pe alb să își construiască sistemul maroții, care este caracterizat de mutarea următoare, C4. Și care este îndreptat acest mod de așezare a pionilor în centrul tablei, mai precis pionul E4 și C4, sunt așezați numai și numai pentru a opri această înaintare de D7-D5. Ca să... Da, nu. Mă rog. Deci C4. Cal C6, nebune 3, calul acesta era atacat de două ori. Damă B6. Asta este o noutate care m-a interesat pe mine foarte mult și pe care Hikaru Nakamura a jucat-o și în a doua partidă pe care am să o arăt după asta. Acest damă B6. Normal, eu cunosc aici că dacă albul joacă maroții bani împotriva lui dragonului accelerat, joc aici cal F6 și după cal C3 să joc cal G4. Este într-adevăr o variantă pe ideea că dacă bat aici pot să bat atât cu pionul și să am apărat calul, dar pot să și să bat, stai un pic, dacă bați aici pot să bat și așa și când bat să bat, nu? Și când bat să bat și câștig cu negru. Mă rog, dar evident că aici albul nu bate la C6, bate la G4 și după calea pe D4, damă de 1, E5. Poziția asta este complicată, dar puțin mai bună pentru alb, recunosc. Da, eu tot așa, eu așa știam că se joacă varianta asta împotriva sistemului maroții din dragonul super accelerat, dar încă o dată aici Hikaru Nakamura vine cu încercarea asta, damă B6, care îți atacă de 3 ori acest cal și în spate îți mai atacă la o adică și pionul din B2 și tu cu albul ai două continuări. Ori cal B3, ori cal B5. În partida de față, Magnus Carlsen a jucat cal B5. În următoarea partidă pe care ți-o arăt, jucată tot de către Hikaru Nakamura, dar împotriva lui Maxim Vacher Lagraf, Maxim acolo a jucat cal B3. Indiferent că musc la B5 sau la B3, dama ta este apărată, atacată de către nebunul din E3, da? Dama 5, șah, calul din B5 la C3, dama B4. Din nou, foarte îndrăzneț, aș putea spune, și chiar puțin neobișnuit. Pentru că dacă stăm să ne gândim, asta e a treia mutare de damă. Deci a jucat damă B6, damă A5, damă B4, amenință damă B2. Damă C1, la C2 e... Poți să joci și la C2, dar am impresia că
Hikaru la dama C2 ar fi jucat calce D4 și de aceea n-are chef Magnus de astfel de variante. D6, dezvoltare, cal D2, nebune, 6, nebune, 2. Zici că uite, acum scot cal pe 6 și fac rocadă, nu? Nu. Nebun D4. Deci, din nou, o mutare care, zic eu, deci dacă joci cal pe 6, care este o mutare normală, te poți spomeni că după o rocadă și rocadă, albă vine pe tine cu F4, urmat de F5. Și are atac. Chiar dacă joci cal G4, după nebun G4, nebun G4, cal D5, dama ia pe B2, dama B2, nebun B2, turn B1, și Dumnezeu cu mila cine are aici mai bună, sau poți să joc în loc de cal D5, poți să joc pe 5 cu atac la regele negru. Deci suntem în acest moment în care după nebune 2 Hikaru adoptă mutarea asta, face mutarea asta care se pare, din punctul meu de vedere, eu așa consider că este analiză de acasă, nebun de 4, pentru că este peste mână. Adică să dai nebunul de cazemată, gândește-te să fii la aceste două câmpuri, cât de slăbite vor fi, mai ales ăsta de la H6, ai că ăsta de la F6, cât timp este un pion la E7, mai merge. Dar să dai nebunul de cazemată este un lucru foarte, foarte ciudat. Nebun ia pe D4, cal ia pe D4, nebun D3, să nu stau și al doilea nebun, turn C8. Vedem că în continuare Hikaru Nakamura din nou nu încearcă să își arunce regele la așa zisa siguranță cu rocadă mică, încearcă să fie cât mai activ. Turn C8 cu ceva presiune pe acest pion. Rocadă mică, cal pe 6, turn E1. Sofie, ți-am mai spus încă o dată să ne aducem aminte. Timpul de gândire pentru fiecare jucător era de câte 20 de minute, fără niciun increment. Deci în momentul când s-au trecut 20 de minute, ai pierdut partida. Doar dacă adversarul are rege, doar rege pe tablă, atunci se consideră remisă. Și la victorie punctajul era următorul. Albul primea 3 puncte, negru primea 4 puncte. Bun. Și aici, din nou, Hikaru nu face rocadă mică. Joacă aici cal G4. Încă o dată, este o deschidere foarte ciudoasă, aș putea spune. Deci dama asta neagră mută de 3 ori și s-a dus în teritoriul inamic. Ți-am dat și nebunul de cazemată. Dacă stai să te gândești, adică în acest moment negru are 3 piese în țara albului. 2 cai și o dama. Care evident că pot fi foarte ușor aruncați în spate. H3, prima aruncare. Cale 5, nebun F1. Rocadă mică, A3, a doua aruncare. Dama B6, cal D5. Evident că dacă te duci înapoi, te tot duci înapoi și nu știi pe unde te oprești. De exemplu, dama de 8, că ar fi singura mutare dacă nu bați acel cal, trebuie să aperi pionul din E7. Dar după dama C3, cal C6, F4, cal D7, B4, albul pur și simplu l-a împins pe negru înapoi în propriile buturi. E ca și cum... E cam ca Germania nazistă în al doilea război mondial. Deci s-a dus în Rusia până departe de tot și până i-au împins rușii înapoi. De aceea,
în acest moment, deci după damă B6, cal D5, Icarul bate acel cal, nebunea pe D5. Vedem că nu poți să bați decât cu eu, ce-ul este legat. E D5 și Hicarul atacă imediat. E6. Și din acest moment încep pe Balamucu pe tablă, foarte frumos, cum joacă Magnus Carlsen poziția asta, pentru că e greu de crezut în acest moment că poți crea un dezechilibru în teritoriul negrului, dar Magnus Carlsen îl reușește din doar cât 3-4 mutări. Cale 4. Deci ameninț damă H6 și cal pe 6 cu mat. F5. Și acum zici, doamne, ce mai joci cu albul, că uite-te să o fi la mutarea următoare, C4, C5. Profită Magnus Carlsen de poziționarea calului la E4 și împinge acest C4, C5, numai și numai, practic silindru pe negru, să bată acel pion, dar numai cu pion. Deci nu poți să bați cu turnul sau cu dama, că am un cal la E4. Dar în momentul când bați cu pionul, calul din E5 rămâne neapărat. De aceea Magnus aici joacă aici cal G5, atacând căluțul din E5. Damă D6 și îl apără. Damă E3. În bătăi pe el. Evident că dacă joci, să zicem, un cal C2 aici, poți să joci cal C2, dar asta ar însemna, ca să spun, să dai cai. Damă C3. Eu zic că, nu știu, damă C3 e mutare de calculator. Eu zic că aș fi bătut. Și după asta să joc D6. Dar calculatorul zice că cea mai tare aici ar fi fost damă C3. Și după cala 1, turn E5. Și regele negru are o poziție foarte slăbită datorită împingerii F7, F5, care totuși o fi a fost o împingere aproape foarte necesară pentru a scăpa de calul alb de la E4. Și după E5, turnea pe D5, damă pe 6, damă pe 6. Calculatorul zice că poziția asta este clar câștigată de către alb. Rege G7, șah și F4. Și stai și pe marțul, stai să-ți iau și pionul ăsta, n-ai decât turn H8. Dar încep să spice toate. În primul rând poți să-ți iau o calitate cu acest cal pe 7, șah și turn. Calul tău e la mama naibii. Deci, revenind înapoi, acest C5 este o mutare foarte, foarte bună, prevăzută de Magnus Carlsen. Deci, cu o dată, DC5, cal G5, damă D6, damă E3, cal pe 7. Deci, încă o dată, cal C2 ducea la un final pierdut de către negru. Și, efectiv, negru se vede că trebuie să se apere, pur și simplu, dar se apără, să știți, Sofie. Pentru că dacă este vreun apărător mai bun decât Magnus Carlsen în lumea asta, mai ales la timp foarte scurt, acela este totuși Hikaru Nakamura. L-am văzut pe Nakamura salvând de multe ori niște poziții în care calculatorul îl dădea complet pierdut și el reușea să turbure în așa hal apele încât din pierzător câștiga partida sau făcea remiză. Calea pe E6 și a luat pionul înapoi. Turn E8, nebun C4, ce-a întărit acest cal de la E6 cu nebunul la C4. Cal de 8. Cea mai bună mutare de apărare este acest cal de 8. Turn de A de 1, calea pe E6.
de ea pe 6, amenințând de 7. De aceea Hikaru trebuie să-și folosească turnul pe post de stopper. Turn e 7. B4. Bine că nu poți să-l bați, că pierzi calul din D4. B6, BC5. BC5, H4. Deci, așa cum trebuie să joace orice jucător modern și puternic de șah. Pe toată tabla. Și pe stânga, și pe dreapta, și în centru, asta face Magnus Carlsen. L-a bumbăcit pe flancul damei, acum încearcă pe flancul regelui cu acest H5. F4. Iată că nici negru nu se lasă mai pe jos. Încearcă să disloce poziția aia damei, dar dama nu vrea să plece din centru. Dama e 4. Rege G7, turn B1. Foarte logic, Clau, adică nu? Să joci turn B7. Caut coloană deschisă. Cal F5. Turnul din E1 la D1. Practic, obligându-l pe Nakamura să-și ducă acel cal înapoi. Cal de 4. Și să nu mai poată bate pionul din H4. H5. Rege F6. Una din cele mai grele mutări din partida asta este acest rege F6. O mutare făcută de Nakamura când nu mai avea decât 4 minute pe ceas. Fără nimic increment. Deci 4 minute pentru tot restul partidei și el găsește prima mutare recomandată de calculator. Nu se poate. Așa ceva. Rege F6. Turne 1. Deci care era amenințarea lui Nakamura, așa cum ne arată săgeata roșie? Dama e 5. Și pe urmă, eventual, să-ți ba la H5 dacă nu schimb damele. De aceea, Magnus evită dama e 5 cu turne 1. Turne 8. Turnul din B1 la D1, înapoi. G6 ia pe H5. Cât tupeu. Pe Naka. Turn D3. Evident că vrea să vină așa, și pe urmă așa, și pe urmă așa. Turn G8, turn H3, turn G5, își apără pionul. Turn H4, ți-l iau atunci pe ăsta, zice. Și aici Nakamura o greșește într-un fel. Și joacă F3. Normal trebuia să joace turn F5. Să-și fi făcut așa zisa fortăreață, să stai și să vezi ce tot încearcă ăsta din fața ta să-ți facă. Adică dacă vrea să câștige partida, să spargă fortăreață. Dar Nakamura încearcă să devină agresiv aici și joacă acest F3. Șah. Rege G7. G3. Și Hikaru continuă, că el văzuse poziția asta, dar zicea că după H4 are remiza asigurat. Și e rândul Magnus Carlsen să greșească și el. Pentru că poziția asta este mult mai complexă să o fi decât pare. De exemplu, mutarea de câștig pentru alb aici ar fi fost nebun de 3. Baterie damă nebun cu atac la H7. N-ai timp să bați la G3, că e damă H7, șah și mat. Și n-ai decât turn G6. Dar după asta, când bați, pe ideea că dacă bați îți dau mat, dar nu e așa. Albul joacă rege H1. Și practic ești pierdut aici. Cu negru vorbesc. Pentru că n-ai decât turn G6, dar după turnea pe H7 ești vai și amar. Dar încă o dată la acest H4 Magnus nu vede nebun de 3.
și joacă direct turnea pe H4, ceea ce îi permite lui Hikaru să scape cu remiză cu acest turnea pe G3 șah. Deci, gata, nu poți să bați. Pe G3, dama G3, rege H1 sau pe 1, dama G2 mat. De aceea, Magnus continuă aici cu rege H1, turn G6 înapoi, pentru că aveam pionul de la H7 atacat, turn G1, din nou s-ar părea că totuși albul până la urmă rupe fortăreața din jurul regelui negru și reușește să câștige partida. Dar din nou urmează o mutare foarte, foarte frumoasă a lui Hikaru Nakamura. Singura posibilă, turnul din E7 bate la E6. Și dintr-o dată Magnus vede cu stupefacție că nu poate să-ți ia, nu poate câștiga calitatea, pentru că urmează turnea pe G1 și cale 2. Vai! Și indiferent că te duci la H1 sau la P1, dacă te duci la H1, damă de 1, damă G1, damă G2, mat, iar când te duci la F1, și mai simplu, damă de 1, mat. Deci cu contre și reconte, de aceea la acest turnea pe E6, dându-mi seama că acest turn de la E6 nu se poate atinge de el, Magnus Carlsen bate la G6, turnea pe G6, evident că bați cu turnul, că dacă bați cu pionul, acum chiar îți iau calitatea, turnea pe G6, damă B7 șah, rege F6, damă F7 șah. Calculatorul aici, din nou, amândoi sunt în criză de timp, dar totuși puțin mai mare criza de timp a negrului. Calculatorul zice aici totuși că acest damă ia pe H7 îl ducea pe alb la poziție câștigată după cal pe 5, damă H8 șah și turn G7 și turn G4 și după damă E7 rege G1 și după damă E1 nebun F1. În schimb, în partidă forțat de împrejurări, Magnus Carlsen dă șah la F7. Damă F7, șah. Și după rege G5, știi care e culmea, Sophie? În acest moment, negru devine câștigat pe tablă. Damă ia pe H7, dar Hikaru se revanșează aici imediat. Mutarea câștigătoare aici ar fi fost în H6. Extraordinar, cu schimburi masive de piese, pentru că nu ai cum să dai șah la G7, pentru că îți bat ăsta, când dai șah, îți bat, și alt șah nu mai ai, adică ai fi avut un turn în minus, dar și când bat, când după turn H6, când bați, bat, bați, bat, și finalul ăsta numai negru îl poate câștiga. Practic este un final de rege cal și 3 pioni contra rege nebun și 2 pioni. Dar Hikaru nu vede continuarea asta. Deci după damă ia pe H7, joacă aici cal pe 5. Care ar fi fost mutare câștigătoare în unele variante de dinainte, acum însă doar remiza este asigurată cu această mutare. Tur H5, rege F4, nebun F1, turn G5, turnea pe G5, regia pe G5 și ușurat Magnus să-și ia pionul lipsă înapoi, damă ia pe așa. Dar partida se termine imediat în remiză după variantă forțată, damă de 4, îți atac pionul din F2, rege G1, damă G4, rege H2, damă H4 șah, nu poți să bagi nebun H3 că ți-au un F2 cu șah, deci din nou rege G1 și la damă G4 amândoi s-au uitat unul la altul și
au căzut de acord asupra remizei, pentru că poziția se termină prin repetare de 3 ori, da? Bun. Asta a fost prima partidă pe care am dorit să ți-o arăt. Foarte frumoasă. Chit că a fost o remiză, o partidă de luptă dusă la extrem. A doua partidă este jucată între Maxim Vachier la Graf și Hikaru Nakamura. Deci la Graf, francezul este cu albul și joacă aceeași variantă, adică nu chiar aceeași, dar este confruntat de către Hikaru Nakamura tot cu dragonul super accelerat. De C4, C5, cal pe 3, G6. D4, CD4, cal de 4, nebun G7, C4 joacă și el, tot sistemul maros. Cal C6, nebun E3 și din nou damă B6. Ce a jucat în partida care ți-a arătat adineaur? Magnus Carlsen aici, cal B5, nu? E, aici la Graf joacă mutarea cal B3. Din nou cu atac de damă și nu mai e nici dama A5, calul este la B3. Deci cam trebuie să te retragi cu dama aia. Damă de 8. Damă de 2, D6. Cal C3, cal P6. P3, nebune 6. Cal D5. Cal D7. Cu această mutare, negru îi arată albului care chef de luptă. Deci nu face rocadă, nu lasă pe... Evident că nu poți să bați la D5 decât cu nebunul, cu acel cal după ce îți bate cu pionul, îți face urculiță de pion. Și când bați cu nebunul, rămâi fără pereche de nebun, el îți va bate cu C-ul, își deschide și diagonala, nu e bine. Poți să faci rocadă. Dar nu, Nakamura joacă aici cal D7, nebune 2, A5, încercând să tracaseze acest cal de la B3, turn B1, A4. Uite, Sofion se duce calul ăla, cal A1, așa, da? Dama A5. Și Maxim Vachier la Graf acceptă schimbul damelor. Nici nu știu dacă... Deci joacă aici cal C2. Evident, dacă vrei să bați, bate tu, nu bat eu. Apropo, dacă bat, normal că trebuie să bat cu turnul. Să nu cumva să consider că negru ar fi bătut cu calul, pentru că după cal C7 pierzi partida. Dar turnea pe A5, cal C7 nu mai are nicio importanță pentru tine, doar că te lasă într-adevăr fără pereche de nebun, dar poziția ta este ok cu negru. Dar cu dată Maxim joacă aici cal C2, turn C8, ca să iau câmpul C7 calului din D5, B4, luăm ampasant pe la Lorena, AB3, AB3, damă de 2, rege de 2. Deci a survenit acest final complex, am putea spune, cu o amplasare destul de normală a pieselor pe tablă. F5. Aici, în astfel de finaluri, trebuie neapărat să joci după un plan logic și foarte bun. F5 face parte din acel grup de mutări care duce la un plan logic aici. Este o mutare foarte normală. Adică dacă nu vrei să bați, îți bat eu și îți fac 3 insule de pion, cu un isolan la E4, deci trebuie să bați. Și, într-adevăr, Maxim bate. F5, nebunea pe F5, s-a legat calul din C2, dar Maxim zice, hai că jucăm nebun D3, nebunea pe D3, regia pe D3, E6, încet, încet s-a aruncat acel cal foarte avansat de la D5, cal C3 înapoi, cal C5,
Nebunea pe C5, era cal C5 cu șah. D ia pe C5. Zici, păi bine, bine, dar în acest moment tu cu negru ai un isolan la E6. Da. Cale 4, rege 7. O mică cursă, dar în care evident că albul nu cade, cal C5, greșeală groasnică, după cale 5, șah, rege de 4, turn de H8, bye bye calul din C5, da? Și voi lua după ce regele se mută pe ăsta pe undeva pe aici cu turnul. Turn de H1, turn A8 și în acest moment la grav zice, bă, bine, dar cu chiar ți-l bat. Calea pe C5. Turn A2, cale 3. Din nou te poți întreba, dar de ce nu, doamne, iată-mă, nu poți să ți-l bat pe ăsta? Păi în momentul când îl bați pe ăsta, pierzi o figură ușoară. Și pe acea figură ușoară nu ai avea decât 2 pioni. Dar te poți întreba cum pierzi o figură ușoară, pentru că n-ai turn de 8 la dispoziție să îndepărtezi regele din apărarea calului de la C2. Păi, foarte simplu, joci întâi turn pe 8, dai în cal care trebuie să fugă și acum turn de 8 șah. Și acum ți-am luat calul. Și practic tu cu albul, pe nebunul meu, n-ai avea decât 2 pioni. Într-adevăr liber, dar calculatorul zice aici că negru stă mai bine. Și într-un fel e și de înțeles. În primul rând a menis nebun de 4. A, nu. Ba da, nebun de 4, șah și cal. Deci, încă o dată, suntem în acest moment în care la graf zice, nu, lasam un pion în plus, joc cale 3. Mi-a părșit pionul din G2. Ce, doamne, iată, mă faci cu jacul ăsta de turn pe linia a doua? Nebun de 4, B4, pentru că aveam calul din C5, B4, turn de 8 și în acest moment albul face greșeală decisivă și pierde partida. Pierde mai precis acest final. Joacă direct rege 4, care este o gafă. Pentru că negru are la dispoziție turne 2. Ce trebuia să joace albul aici? Cal B3, da. Și după nebuna 7, rege 4. Și după turn de 1, turn de 1, turn de 2, să joc C5. Și după calea pe B4, poziția ar fi complexă, dar cam egală, pentru că negru într-adevăr și-a luat pionul înapoi și a egalat poziția din punct de vedere material. Dar, încă o dată suntem în acest moment, după turn de 8, la graf joacă rege E4, greșeală, turn E2. Și practic, la graf își dă seama că pierde calul din E3. De ce? Pentru că în momentul când joci turn de 3, urmează nebunia pe E3, și nu poți să bați acel nebun pentru că ești mat pe tavă. Foarte, foarte frumos. Câmpul D5 și F5 sunt sub supravegherea pionului din E6 și a G6. De aceea, la grav, încercând aici să mai complice lucrurile, nu găsește altceva mai bun decât calea pe B7. Da, iau calul cu șah și după rege F4, turn F8, cu șah și după rege G3, turn E2. Cala 5, bat, îți dau un șah, scuză-mă, nebune, 5 șah, rege H3 și acum bat. Acum eu mă uitam, de exemplu, la poziția asta și mă gândeam că H5 ar fi o mutare nemaipomenită. Pe ideea așa, fac,
pac, pac, pac. Și cu șahmat. Da, în primul rând, când bat cu șah la F3, nu sunt obligat neapărat să bat turnul. Pot să joc G3. Și să... De aceea, evident că Hikaru joacă pe alte coordonate decât joc eu. Adică eu joc la prostii și joacă aici turn F5. Turn B7 șah, rege F6. Turnea pe H7 și de bea cum bate la F3. Turnea pe F3. Și după GF3. Acum te poți întreba, dar de ce, Doamne, iartă-mă, n-a jucat G3? Pentru că după rege F5, turn F7, nebun F6, ești mat pe tablă. Pur și simplu. Zup! G5 și G6. Ce-ai, mă? Vreau să-ți arăt cu săgeți. Da? Și G4. G5, G4. De aceea, la graf bate, dar acum urmează turnea pe H2 și după rege G4 turnea pe H7. Negru în acest moment are efectiv un nebun pe un pion alb. Și este evident că albul va pierde partida și el chiar a pierdut-o, mai durează un pic. F4, nebun C3, A6, turn A7, turn D6, turn C7, turn D3. De-aia trebuie să fii foarte atent până la sfârșit, până la final, Sofie. De exemplu, mare greșeală turn C4 aici, pentru că după A7 trebuie să dai nebun înapoi. Și deși ai un pion într-un astfel de final, nu ai cum să-l câștigi cu negru. Dar Hikaru este un mare maestru de top, nebun B4, turn B3, nebun C5, turn B5, nebun A7. Acu chiar ți-l iau. Turn B4, turn C6, turn A4, turn D6. Rege F3, turn D3. Rege G4 și Hikaru se și enervează un pic cum că nu cedează alba aici, nebun F2. Încearcă să... Turn A2, nebun A7, turn A4, turn C3. Și în acest moment, văzând că Hikaru are destul de mult timp la dispoziție pe tablă, francezul cedează. A treia partidă pe care ți-am pregătit-o nu este de fapt o partidă, este o poziție. Din partida lui Reza Firuja, Hikaru Nakamura. Partida asta s-a desfășurat în runda 7-a. Și lui Reza Firuja a început acest turneu fantastic. De fapt, el a fost vioara întâi a acestui turneu. Dar faptul că s-a jucat pe echipe, el nici n-a reușit să câștige cu echipa lui locul întâi. Pentru că în momentul când ești într-o echipă, depinzi foarte mult și de colegii din spatele tău. Dar revenind la partida asta, deci după s-a jucat în runda 7-a, parcă sau a 6-a, asta un pic să mă uit. Hai că avem timp. În runda 7-a, da. Și după 6 partide jucate de către Aireza, avea un scor uluitor, 5 puncte jumate din 6. Adică lăsase doar o remiză. În rest, pe oricine întâlnise în față, în tur, mai precis pe Magnus Carlsen îl bătuse, îi căzuse ceasul Magnus, da, asta este. Pe Hikaru Nakamura îl bătuse în tur. Acum îl jucau culori inversate. Deci, pe Wishi Anand, fost campion mondial, îl bătuse, deci extraordinar de bine jucase partida. Și pentru aceasta așa zisă revanșa a lui Hikaru Nakamura, el a pornit pe ideea, Hikaru vorbesc, că
că nu trebuie deloc să pierdă acest meci. Și n-am mai căutat complicații pentru că nu era niciun increment. A zis, voi juca cu timp mai mare ca el pe tot parcursul partidei. Adică dacă el are 2 minute pe ceas, eu trebuie să am 2 minute și ceva. Dacă el are 1 minut și ceva, eu trebuie să am 2 minute. Deci tot timpul voi avea pe ceas o perioadă mai mare de timp. Și voi căuta toate variantele cât mai simple și cât mai ușoare și mutările cât mai ușor de făcut. Și datorită acestei tactici a ajuns în finalul acesta, în care Hikaru Nakamura este cu negru și are un pion în minus. Deci albul are un rege, un tur și 2 pion, Hikaru are un rege, un tur și 1 pion. Și evident că albul, mai precis Ali Reza Firuja, vrea neapărat să câștige această partidă pentru echipa lui. El fiind cu albul, dacă ar fi câștigat această partidă, ar fi luat 3 puncte. Hikaru, evident că nici prin cap nu-i trece lui să câștige partida asta, pentru că are un pion în minus și el trebuie să tragă la remiză. Din fericire pentru el, poziția asta este teoretic remiză. Nu ai cum să forțezi. Și asta face Ali Reza Firuja, care știi care e culmea, culmea culmilor, pierde finalul ăsta. Deci uite cum se desfășoară acest final, nemaipomenit, cu un învățământ foarte mare pentru noi. Niciodată să... Adică tot timpul să-ți vezi marginea plapumei, cum se spune. Rege F6, turn B6, șah. De exemplu, aici poți să joci turn F5. Și la rege G6 să repezi poziția, să te duci acasă. Cu remiză prin repetare. Dar nu, albul vrea să câștigi. Turn B6, rege F7, turn D6, turn B3, aștept, că n-am ce face cu negru. Rege E2, turn A3, turn D3, am vrut să schimb turnurile, nu, evident că nu e bine să schimb turnurile, că pierzi final. Turn A6, rege E3, atât albul cât și negru se gândeau că dacă albul reușește să schimbe turnurile, el va câștiga partida. Rege 6, turn B3, turn A4, din nou gard electric pe linia 4, turn B6, șah, rege F7, turn D6, parcă mai fost pe aici, nu s-o fi, turn B4, turn D4, turn B6, încet, încet, Ali Reza își promovează regele, rege 4, rege F6, turn C4, turn A6, rege D5, Ali Reza își promovează pion. Turn A5 și aici vine gafa monumentală a lui Ali Reza Firuja. Dar încă o dată era remiză. Efectiv, nu ai cum să câștigi o astfel. Deci, dacă joci, trebuie să joci înapoi. Pentru că dacă joci, să zicem, un rege C6, mă duc după pionul tău. Și când împingi, n-ai cum, regele tău e la mama naibii. Deci aici, efectiv, la acest șah, trebuie să te duci înapoi. Da, Firuja bagă turnul în față. Și după turnea pe C5, cedează partida. De ce cedează partida? Pentru că vede foarte simplu că după rege C5, rege E5, ai pierdut opoziția și pioniștea îți cad imediat. Rege C4, pac, 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 pac. Și la rege F2. Așa, așa, așa. Da. Bine, Sofie. 18:50. Ne oprim aici și sper să ne vedem.